Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Oameni de Succes. Dragi telespectatori, dacă moda feminină este adesea despre artificii stilistice, culori neașteptate și forme care să atragă toate privirile în cele câteva zeci de secunde, poate cât durează plimbarea unei ținute pe podium, în universul masculin domnește atenția aproape obsesivă pentru detaliu și proporție. Totul este mai clar și mai aplicat, fiindcă tendințele se schimbă mai puțin de la un sezon la celălalt și chiar și când se întâmplă așa, virajele modei masculine au mai mult de-a face cu amănunte, precum finețea formei sau suplețea croiului. Așadar, o nouă poveste de succes astăzi, povestea lui Andrei Florescu, cel care a înființat în Iași un concept nou destinat în exclusivitate bărbatului modern, elegant și rafinat, atelierul de stil. De mai bine de 14 ani, atelierul de stil oferă produse atent studiate, folosind țesături de la cele mai prestigioase case de modă internaționale, L'Oropiana, Zegna, Holland & Sherry și multe altele. Motoul acestora este un bărbat bine îmbrăcat, poate cuceri lumea. Bine ai venit în platoul nostru aici la Apolonia TV, Andrei. Bine te-am găsit. O plăcere să fim alături de voi. Da, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. Îți povesteam în culise că am avut o emisiune aici în cadrul Oameni de Succes destinată doamnelor și ne-am gândit că este necesar să aducem din tainele stilismului vestimentar bărbătesc, să aducem informații. Și iată-te aici prezent, da? Eu aș începe așa, cu motoul acesta al vostru, că un bărbat bine îmbrăcat poate cuceri lumea. Dar un bărbat bine îmbrăcat poate cuceri o femeie? Până la urmă, despre asta e vorba. Despre a fi un provider. De altfel, costumul, ca să înțelegem puțin vestimentația, trebuie să facem un pic apel la istorie. O să vă spun că pentru prima dată costumul, într-o manieră, un străbunic al costumului, dacă vrei, apare în 1660. Charles al II-lea se îmbracă într-un astfel de costum și cumva era un saco mai lung, niște pantaloni un pic mai scurți. Dacă ai în minte niște filme de epocă, da? Acela era primul nostru costum în care a fost îmbrăcat și cumva a fost obligat să ne îmbrăcăm. Încet, încet, e o evoluție a costumului și așa că pe la 1865 se face primul smoking. Primul smoking e acel sacou cu revere negre, se scurtează acum sacoul, a fost atunci făcut de o casă existentă și astăzi în Anglia, Henry Pool & Co. se numește ea, și se îmbracă pentru prima dată regele sau viitorul rege al Angliei, care se numește Edward al VII-lea. În 1790, un alt englez, care a fost influencerul vremilor de atunci, Brumel, face un costum fix pe mărimele tale. E precursorul, dacă vrei, costumului la comandă. Da, el promovează foarte tare țesături foarte fine, rafinate, culori, începe să introducă culori în garderoba masculină. De atunci până astăzi, ca să răspundem puțin la întrebare, costumul este până la urmă un element distinctiv. Intri într-o încăpere, nu? Și dacă vezi un bărbat îmbrăcat la costum, asociezi instantaneu cu o clasă, îl pui într-o clasă, se ocupă cu ceva. Da? Pui etichetă. Pui cumva. O etichetă cumva, da? Dacă vezi un... Da. Dacă intră doi oameni, să spunem, unul e îmbrăcat mai cu un tricou, cu un jeans, cu un tenis și unul îmbrăcat în costum, inerent atenția ta va fi mai degrabă către omul îmbrăcat la costum. De ce? Pentru că subliminal ne transmite că omul acela are o poziție socială superioară.
Da? Și dacă să răspundem la întrebare, da, un costum poți să cucerești. Că dacă cucerești o femeie, cucerești o lume, știi? Așa este, așa este. Ne-ai dus un pic prin istorie legat de ceea ce înseamnă vestimentație. Cum definești bărbatul român? Dar hai să ne limităm la ceea ce înseamnă Iașul, da? Că vorbim despre Iași. Mi-ai povestit de asemenea în culise că în București educația vestimentară e alta. Acolo lucrurile se întâmplă altfel. Ce ne povestești despre cum se îmbracă cei din orașul nostru drag? Orașul nostru drag a avut până la urmă o istorie frumoasă în direcția asta. Era înainte Casa Modei, unde stăteai și 3 luni de zile să-ți faci un costum. Da. De altfel, primul meu costum a fost făcut de un de tatăl prietenului meu cu care eu astăzi lucrez. Da. Pentru că ne place să respectăm tradiții și să respectăm o poveste. Până la urmă, noi suntem o afacere de familie și în jurul nostru încercăm să ne înconjurăm doar cu oameni de calitate și cu oameni care știu ce fac. Așa, ca să vorbesc despre bărbatul de astăzi al Iașului, e un bărbat poate un pic care după Revoluție, să spunem, după 1990, a avut totul pe masă, până atunci nimic pe masă și acum încearcă să guste din tot. Găsim într-adevăr o mania logo-urilor, adică vedem că sunt foarte mulți oameni care poartă logo-uri foarte mari de la firme internaționale. Acum, eu cred că e doar o perioadă. Încet, încet lucrurile se vor așeza. Astăzi, într-adevăr, sunt îmbrăcați mai puțini oameni în costum versus București. Poate că acolo sunt mai mulți și datorită faptului că sunt ambasade, e guvernul României, nu? Sunt toate agențiile acelea de lângă guvern și probabil că asta e un aspect care contează, pentru că piața e mult mai mare în București, noi vedem și pe cifrele totale ale business-ului nostru și vedem că acolo se fac, nu știu, să spunem 10.000 de costume anual și Iașul face 1.000, să zicem, știți? Deci e o diferență, e o diferență de populație, e o diferență de mentalitate, dar eu spun că încet, încet lucrurile încep să capete un contur. La modul că noi astăzi ne îmbrăcăm în costum doar când suntem la o petrecere, din păcate, dar când avem un eveniment important, să știți că lumea se uită, merge la un interviu, schimbă jobul, crește pe o treaptă ierarhică, avem astfel de clienți care vin la noi și spun vreau un costum bun. Deci asta înseamnă că încet, încet valorizăm și noi haina. Italienii au o vorbă. Abito Non fa il Monaco. Da, așa spuneau bunicii lor, adică haina nu face Monaco, adică nu contează haina. În schimb, din păcate, lucrurile arată puțin diferit, așa pentru este. Că în primele 5 secunde intri într-o încăpere și îți spune cineva o etichetă. Ținuta, se spune că ținuta este o prelungire a personalității. Cum facem să setăm cumva această idee și bărbaților? Pentru că nu știu dacă este o atât de mare deschidere. Bine, tu spui că lucrurile se vor schimba, da? Sau sunt într-o continuă schimbare care poate duce către această direcție. Totuși, ce sfaturi le dai bărbaților în sensul acesta? Cum să privească ei lucrurile? Mi-ai pus o întrebare foarte faină la început și mi-ai spus un bărbat îmbrăcat bine cucerește o femeie și răspunsul este da. Astăzi, de fapt, de la femeie începe educația din punctul meu de vedere, știi? Educația începe de acasă, da, o mamă își educă fata nu doar să știe să mănânce, ci educă o generație, da? Și își educă un băiat, nu își educă un băiat, își educă bărbatul care va deveni el. Deci, până la urmă, noi vorbim de o educație din partea femeii. Adică vreau să spun că femeile sunt cele care sunt motorul, inclusiv al bărbatului, da? Și poate să-l canalizeze. Acum, sigur, trebuie să-l cunoască bine, trebuie să vadă în ce medii își desfășoară activitatea. Pentru că dacă, cu siguranță, dacă ești într-un mediu în care ești solicitat fizic, să spunem, da?
Așa, dacă stai la un birou, poate e mai simplu să te îmbraci într-un costum. Dacă ești, ai nevoie de mobilitate, ai nevoie de să te miști, sigur, să repar ceva, nu știu. Chiar dacă ai, să spunem, stilul acesta de activitate, cred că poți să fii îmbrăcat bine. Eu înțeleg și accept, pentru că, uitați, costumul se transformă, putem să punem un t-shirt cu un costum, noi avem niște costume acum lână cu elastan, s-au inventat, în care te simți foarte, foarte bine, respiri, e foarte, foarte ușor, poți să pui un sneakers în picioare, un tenis, să îmbraci deci un tricou și cu un sacou și să ai un, cum îl numim noi, the new office. Adică noul office, da, adică în da, care da, să nu mai fii cu cravată, cu sunt eu îmbrăcat astăzi, poate. Așadar, e vorba doar de adaptabilitate, ce înțeleg eu de la tine, și să înțeleagă bărbații că nu e musai să poarte în permanență cravată și să stea nemișcat. Cumva, da, încorsetați în acest costum, care spui tu că s-a mai schimbat s-a un pic schimbat. Și țesătura și... Țesăturile, da. Schimbarea vine, mă scuzi, schimbarea vine de la țesătură și anume și apoi de inserții, pentru că toate inserțiile au fost în așa fel făcute în care tu să nu simți sacoul pe tine. Deci astăzi te îmbraci într-un costum, te îmbraci într-un pantalon. Zilele trecute mi-a venit un client și mi-a spus, mă simt atât de bine în pantalonul acesta de stofă, e ca și cum aș fi într-un pantalon de training. Un pantalon sport, adică. Da, pentru că asta face țesătura, dar lucrul tău va fi unul elegant. Exact. Până la urmă, costumul vine dintr-o sorginte militară. Spuneam eu, enumeram eu regii Angliei. Regii Angliei erau îmbrăcați așa pentru că trebuiau să impună respect. Da? Trebuiau să fie cuceritori. Cuceritori însemnând și în teritorii, da? Și la partea feminină. Deci, până la urmă, costumul nu e nimic altceva decât o sorginte militară, de sorginte militare și nimic altceva decât o armură a noastră, a bărbatului. Da? Când ne îmbrăcăm într-un costum, ne simțim mai stăpâni pe situație. Cum e același lucru când se îmbracă o doamnă într-o rochie și pune o rochie, un pantof cu toc. Și se schimbă totalmente. Se schimbă total și arată mult mai bine. Da, e vorba și de atitudine, da, pe lângă haina pe care o porți, dar într-adevăr se schimbă tot contextul atunci când te îmbraci frumos. Și te îmbraci frumos nu doar pentru tine, ci și pentru a arăta respect față de ceilalți din jurul tău. Însă, întotdeauna există un dar sau un însă, atunci, exact cum spuneai și tu, când... mergi într-o locație, da, într-o încăpere, oamenii cumva se uită ațintit spre tine și chiar îmi povestea cineva, zice, m-am îmbrăcat cu un costum lejer de altfel la o întâlnire cu prietenii și m-au întrebat, dar de unde vii, de la starea civilă? Da. De ce au oamenii mentalitatea asta și nu primesc frumosul natural cumva, pentru că ar trebui să fie o stare naturală, nu? Atunci când porți un costum, referim aici la bărbați. Pentru că de obicei nu suntem obișnuiți să vedem un astfel de... Adică probabil că l-am văzut pe prietenul nostru îmbrăcat în multe alte contexte diferit. Și atunci l-am văzut într-un singur context îmbrăcat așa și am crezut că e ceva special. Deci noi asociem costumul cu ceva special, da? Asta înseamnă ceva până la urmă, nu? Dar dacă prietenul acela din mediul în care a intrat cu prietene se va îmbrăca și mâine și păi mâine și răspăi mâine așa, el va dobândi un stil al lui recunoscibil, adică va intra omul acela și spune ok, el este Ionel, da? Fără să-l vadă foarte bine, nici măcar nu se va uita foarte bine, va vedea așa cu colțul ochiului pe cineva îmbrăcat costum și va spune, uite, a venit Ionel. Pentru că într-o manieră sport nu vei mai simți același lucru, da? Adică nu vei mai fi foarte recunoscibil astăzi, știi? Pentru că toată lumea se îmbracă într-un fel și nu mai ești recunoscibil. Da, ca să, uite, mi-am amintit ceva, s-a făcut un experiment social și un domn s-a făcut, știu chestia asta în Italia, eu sunt foarte familiarizat cu situația de acolo și citesc foarte mult în direcția asta și mă documentez direct de la sursă, să spunem așa. Și s-a făcut un experiment social în Italia, la Verona,
într-o parcare, un domn îmbrăcat la costum a cerut trecătorilor necunoscuți o monedă pentru a-și putea plăti parcarea, spunând că nu are mărunt. Același domn, jumătate de oră mai târziu, s-a îmbrăcat sport și un pic ponosit și a cerut o monedă. Vreau să vă spun că îmbrăcat bine, toată lumea s-a oprit și a dat monedă, și îmbrăcat mai puțin bine, doar câțiva. Da. Deci, costumul nu e doar despre a arăta frumos, ci de a transmite și încredere. Până la urmă, când o femeie vede un bărbat în costum, subliminal înțelege că poate să devină un provider, că poate să țină casa, cum spunem noi, nu? Da, adică da. Poate să aducă bunăstare. Da? Și experimentul ăsta social demonstrează lucrul ăsta, că e chestiune despre încredere mai degrabă. Da, poate să fie un provider, dar cred că femeile, în momentul în care văd un bărbat bine îmbrăcat și bine îmbrăcat, să le transmitem celor de acasă că nu înseamnă, cum ai menționat și la un moment dat și tu, nu înseamnă cu eticheta la vedere, da? Da. Pentru că cumva, și nu știu de ce, aici să ne explici tu, de ce România și românii, în general, achiziționează produse vestimentare ready to wear, gata să le îmbrace, da, cu etichetele evident la vedere și nu un costum special făcut pentru ei, nu, care durează, e și aici un moment de așteptare și așa mai departe. Cum reeducăm un picuț bărbații în privința asta? Cred că e o perioadă de timp care trebuie să treacă. Nu putem să facem lucruri de pe azi pe mâine, chiar dacă avem impresia că au trecut foarte mulți ani de când nu mai suntem într-un regim restrictiv. Mentalitatea, din momentul în care am rămas într-un regim restrictiv și am avut acces acum la tot pe piață, cu siguranță noi vrem să gustăm din toate. Încet, încet vom vedea că, de fapt, calitatea e cea care contează și nu eticheta. De altfel, toate brandurile mari, cele pe care le știe toată lumea, pun etichete la vedere și pun scrisuri la vedere doar pentru produsele mai ieftine ale lor. Produsele mai ieftine ale lor și pentru, în general, est-europeni. Pentru că ei vin din acel bloc comunist desprins și vor să arate că sunt puternici, că au bani. Da? Ori, în străinătate, toți oamenii din străinătate cumpără cu etichetele care nu se văd. Sunt pe interior etichetele tot aceasta și sigur că da, sunt produse de calitate, sunt produse care durează în timp, adică poți să ai un costum și 10 ani. Chiar astăzi dimineața vorbeam cu un foarte bun prieten de-al meu care e întâmplător, e avocat și spunea, am costume de 10 ani. De 10 ani. Ce să spunem mai mult? Da, da. Deci calitatea mai este un lucru, calitatea va rămâne mult timp după ce prețul va fi uitat. Deci despre asta e vorba. Iar acum în străinătate, să știți, se promovează, pentru că noi mergem la târguri, încercăm să fim în pas tot timpul, să facem un produs din ce în ce mai bun, să oferim clientului nostru o experiență 100% ca în străinătate. Și acum se promovează quiet luxury, adică un lux pe care nu trebuie să-l strigi. Dar ce frumos să spui tu aici. Într-adevăr, oamenii cumva în mod greșit, evident, pun așa un egal între logo și bunăstare. Și bunăstare, da. E o diferență între lux și eleganță, pe de altă parte, nu? Trebuie să avem și foarte multă educație. De asta trebuie să treacă timp. Dar e un gap așa, cum să zic, între generații mă refer, da? Că spuneai tu că mama este cea care cumva educă băiatul să în ceea ce bărbat. Privește, da, și vestimentația, de ce nu?
Poate că la generația noastră se aplică lucrul acesta, da? Eu ca și mamă, dacă aș avea un băiat, categoric l-aș face poate un viitor cel mai bun soț, cel mai frumos băiat îmbrăcat și așa mai departe. Generația din urmă totuși nu au pus atât de mult accent pe acest aspect. Cumva de la bunicii noștri, dacă ne aducem bine aminte, am învățat așa, sau putem să preluăm de la ei, niște lucruri esențiale, puține hăinuțe, bune, de calitate și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, generația trecută nu a făcut o greșeală, dacă asta e întrebarea. Uh-huh. Generația trecută a fost un exemplu pentru mamele noastre, pentru părinții noștri, dacă vrei, pentru că ei aveau puține haine și foarte bune, tot timpul călcate, tot timpul spălate. Duminică, dacă știți, se punea haina bună, se mergea la biserică și apoi bărbații mergeau la birt. Așa se întâmpla. Și după aceea, în timpul săptămânii, nu se trudea. Ok. În schimb, lucrurile s-au schimbat în momentul în care noi am fost tot restricționați. Imaginați-vă că dacă dumneavoastră vreți să beți apa aceasta, noi tot spunem, nu ai voie, nu ai voie, nu ai, nu o mai ai. Îți dăm un pahar gol. Uh-huh. La un moment dat devii foarte însetat. Și poate că bei mai mult decât îți trebuie. Noi suntem în perioada în care bem mai mult decât ne trebuie. Dar natural vorbind, lucrurile vor fi așa. Uh-huh. După ce societatea începe să se așeze, uitați, în București, deși există extreme clar, Bucureștiul e puțin mai așezat din punctul ăsta de vedere. Da? Și prin faptul că e mai cizelat prin faptul că acolo sunt toate instituțiile publice. Când intri într-o instituție publică și vezi că un domn îmbrăcat într-un costum și un domn într-un jeans și are prioritate cel îmbrăcat într-un costum, cu siguranță tu, cel îmbrăcat în jeans, vei face în așa fel încât să fii și tu valorizat la fel cu domnul în costum. Și cum schimbi prima dată? Că prima dată noi vedem o imagine, da? Spuneam eu, între 5 și 7 secunde ai etichetat. Atunci vei încerca și tu să faci lucrul ăsta. În Iași încă nu e în direcția aceasta, dar încet, 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 va fi. Și care sunt pașii? Uite, spune-ne tu, care sunt pașii pentru un tânăr sau un bărbat, nu știu, la 40 de ani, care încearcă să se reeduce din punct de vedere vestimentar? Ce ar trebui să facă, efectiv, concret? Să-și înțeleagă activitatea. Să vadă ce îi trebuie lui, să nu-și ia foarte multe haine. Știți că impulsul de a cumpăra, adică cumperi la un impuls. Da, vezi și cumperi. Acum, da, din punctul meu de vedere, pentru că acum sunt magazine cu vitrine, nu foarte mari, nu știu ce. Din punctul meu de vedere, poți să probezi, să-ți pui o haină pe tine, faci o fotografie, te duci acasă și stai 2-3 zile. Și dacă nevoia aia rămâne, înseamnă că e adevărată. Dacă ea dispare, înseamnă că a fost doar o chestiune de moment, o chestiune de poftă. Adică noi, sfatul meu e să elimine puțin poftele, dacă vrei, da. Și să vadă concret ce îmi trebuie. Să știți că o garderobă frumoasă se construiește cu foarte puțin. Îți trebuie maxim 3 costume, le poți face în timp, un sacou mai casual, un blazer, cum îl numim noi, un navy blazer, un sacou bleu-marin, poate fi cu butoni argintii sau aurii, un jeans uni, un tenis alb, 3 cămăși albe, 2 bleu, și poate un tricou alb, unul bleu-marin și încă o cămașă care poate fi dungă sau un roz pal. Deci, garderoba, noi când deschidem dulapul, din punctul meu de vedere, trebuie să fie puțin la bărbat, un pic mai mult la femeie, da? Dar să avem lucruri puține și bune, așa cum erau bunicii noștri. Încet, încet, va fi din nou mentalitatea aceasta. Noi momentan suntem în etapa de poftă. Andrei se spune că
Dezastrele vestimentare vin atunci când nu ne cunoaștem foarte bine forma corpului. Ce sfaturi ai în privința aceasta, evident, pentru bărbați? Evident, pentru bărbați. Cel mai important lucru, așa cum ai spus și tu și chiar și la început, cel mai important lucru la un bărbat este să-și aleagă croiul potrivit. Adică deasupra tuturor este croiul. Urmează materialele, da? Și apoi urmează culorile cu care îmi stau, cu ce îmi stă mie bine. Dar un bărbat o să stea tot timpul bine cu un costum blămar. Clasic, vrei să fii foarte bine îmbrăcat? Vrei să fii foarte bine îmbrăcat? Îți iei un costum blămarin, fie că e puțin mai deschis, mai închis sau nu știu ce, în funcție de sezon. Da. Dar cel mai important este culorile. Sigur, ideal ar fi să ai costumele făcute custom. Dar noi avem un costum făcut destul de aproape de sartorial, dacă vrei, așa numim noi, adică de meșteșugar, adică avem foarte multe aspecte, sigur, de fabrică, dar și manual făcute. Și atunci costumul nostru, când îl pui pe tine, când pui haina pe tine, stă bine, indiferent că ești mai micuț de statură, că ești mai înalt, că ești mai slab, că ești mai plinuț, da? Deci costumul e croit la noi foarte bine. Lucrăm cu niște oameni care în sfârșit au înțeles ce vrem. După multe căutări, după reveniri, după back and forth, cum spune americanul, după pași înainte și înapoi, am reușit să avem un partener adevărat. Astăzi lucrăm după un croi italian 100%. E unul dintre cei mai mari artizani ai croirilor din Italia, cu care noi avem plăcerea să colaborăm și să îmbunătățim, spuneam noi, de fiecare dată produsul nostru. Așa că, având croiul, având materialul, având poate și experiența noastră, uite, aproape 15 ani, în care facem același lucru și mintea noastră ne este antrenată în a vedea corpuri și a înțelege proporții, reușim să oferim oamenilor, să oferim clienților un produs, raport, preț, calitate foarte bun. Vin clienții către tine doar când au evenimente sau au început să vină și pentru a-și face costume la comandă, pentru a le purta de zi cu zi? O întrebare faină. Asta și eu am un, noi avem un client și bine, avem mai mulți, dar avem un client care își face costume să meargă la birou. E o firmă de IT, are o firmă de IT, cu suișuri și coborâșuri, pentru că a avut ceva probleme, a făcut ceva probleme pe piață, dar vine măcar de două, trei ori pe an și își cumpără costume de la noi, custom made. Pentru că a fost remarcat, s-a dus la o conferință cu foarte mulți oameni în sală. Din cei foarte mulți oameni din sală care erau, el a fost singurul invitat să stea la masă cu speakerii. Și prima întrebare adresată lui a fost: ce costum porți? Ce fain! Și uite, asta înseamnă încredere până la urmă, știi? În momentul în care tu ești remarcat dintr-o sală plină, ești invitat să stai la o masă, da. Pentru noi înseamnă ceva. Și da. Pentru el a însemnat. Mulțumitor pentru el, dar evident și stima voastră. Și stima noastră a crescut pentru că noi, de fapt, dar acum sigur că v-am spus, noi chiar lucrăm la nivel internațional. De altfel, facem și produse 100% made in Italia. Deci, până la urmă, vorbim de o experiență vedem, foarte vedem mare. Vedem imagini, da. Cu costume pe care, da, asta e un croi italian 100%, le realizați, un italian style. Da, în atelierul de stil. Foarte frumoase și croiurile și țesătura este. Țesăturile sunt foarte bune, țesăturile sunt toate italienești. Lucrăm și cu o țesătură franțuzească. Uite, mi-ai povestit, acum spuneai de domnul acesta care și-a făcut, și face costumele pentru a merge la birou și mi-am adus aminte
citindu-ți evident CV-ul, că așa ți-ai început tu business-ul acesta, nu? Da. Căutându-ți un costum pentru mine. Un costum pentru tine care să te facă să te simți relaxat, practic, da, nu? Da, da. Și vă spun, colega mea, Dana Naidin, care acum e în Franța și lucrează tot în domeniul acesta, foarte interesant, ne-am lucrat în domeniul farma și apoi, vedeți dumneavoastră, drumurile ne-au dus, ne-am separat la un moment dat și a ajuns în Franța într-o societate care vinde textile și face accesorii de textile și eu care sunt în partea aceasta. Am rămas, ea mi-a spus să merg la o fabrică în Focșani, Sorste se cheamă fabrica, existentă și astăzi, și acolo am întâlnit o altă lume. Mi-am luat primul costum de acolo, mi-amintesc foarte clar, era un costum pentru export, un mic defect, era refuzat la export și întâmplător se făcea mărimea 48, eram pe atunci mărimea 48, astăzi am mai crescut puțin, sunt mărimea 50. Și vorbim de acum 20 de ani. M-am îmbrăcat în acest costum și pentru că trebuia să merg la medici, uite că mi s-a întâmplat și mie. Și eram pe holurile spitalului, într-un rând de oameni care așteptau să intre la un domn profesor să discutăm niște lucruri. A ieșit asistenta și din patru sau cinci oameni erau acolo care așteptau, m-a ales pe mine și am intrat eu. Da, într-adevăr, transmiți altceva, știi? Foarte multă lume spune că haina nu te face, dar e total greșită înțeleasă această idee, știi? Pentru că nu e vorba că pui haina pe tine pentru a ieși în evidență. Bine, tinerii din ziua de azi, bine, acolo e vorba despre altceva. Acolo e vorba despre a dori să fii într-un cerc, da, să fii acceptat. Da, da. Dar haina e altceva, nu? Îți oferă încredere, transmiți altceva, transmiți. Efectiv. Spuneam eu că italienii spun că haina face Monaco. Monaco fiind orașul Monaco, nu știm că este extraordinar de plin de lux și, dar să știți că acolo e un quiet luxury. Acolo nu vedem logo-uri la vedere, mai degrabă e super subtil. E eleganță, e o eleganță frumos, prin atitudine și prin materiale foarte calitative. Ajungi acolo și nu-ți mai vine să pleci. Da, dar la Monaco ca să ajungi, ca să mergi, adică se spune, deci costumul nu face Monaco, dar ca să mergi la Monaco îți trebuie un costum. Așa este, da. Și atunci, în sensul ăsta, spun, în momentul în care te îmbraci într-o anumită manieră, eu și când călătoresc mă îmbrac într-un sacou, de exemplu, am un sacou travel suit, adică un sacou care nu face, nu se șifonează, da, nu se șifonează, poate să stai cu el să dormi în el. Aici, tot timpul, vei arăta foarte bine, e foarte, foarte fain. De obicei, mi-l fac de la o casă care are o poveste cam de 180 de ani pe piață. Ce frumos! Da, și revenind la povestea ta, că am ajuns la momentul în care ai fost la medic și te-a... Da, și de acolo... Cumva, da, te-a tras din mulțimea de oameni. M-a tras dintr-o mică mulțime, mare, că nici nu aveam voie să intrăm în spitale, foarte mulți oameni. Acum sunt restricții și mai mari. Bine, noi vorbim de 20 de ani în urmă, când lucrurile arătau cu totul diferit. Pentru că noi, chiar dacă eram concurenți și eram la ușa medicului, noi ne știam, pentru că stăteam mult timp împreună. Chiar dacă noi vindeam poate același produs, să spunem, știți? Și văzând colegii mei, pentru că eu promovam ceva la femei, și atunci la femei pui un bărbat, așa e, așa ne-a învățat corporația, da. Și la bărbați pui o femeie. Și eram bărbați. Și, mă rog, tineri, că nici bărbați, nu eram chiar bărbați, eram tineri. Și, măi, de unde te-ai îmbrăcat? Când am ieșit, de unde te-ai îmbrăcat? Și întrebarea de unde te-ai îmbrăcat mi-a dat sens. Mi-a dat sens. Da, în sensul că am mers puțin și am zis, ok, ți-aduc eu.
Și uite, așa am început cu colegii mei din Breaslă. Încet, încet mi-am făcut acolo o mic butică și aduceam doar pe comandă ce-ți place, ce nu știu ce, ce nu știu ce. Vorbeam la fabrică, îmi dădeau produsele, le vindeam, în timp ce eram și angajat în același timp. Și după aceea am zis, bă, trebuie să mă dedic 100%, că nu mai aveam timp să mă ocup de job foarte bine. Și totuși ai ajuns în punctul de astăzi unde te regăsești total, 100%, nu? Din toate aspectele. Uite, întreb pe fiecare antreprenor care vine în emisiunea noastră, le spun așa, că fiecare dintre noi avem darul nostru pe care la un moment dat îl descoperim singur, cu ajutorul altora. Cum a fost la tine trecerea aceasta? Da, faptul că ai terminat dreptul, îmi spuneai, ai lucrat ulterior într-o corporație și acum, iată, te ocupi de atelierul destin, unde ziceam că te regăsești total. A fost firesc. Pentru că eu de fiecare dată, eu când am deschis ochii, l-am văzut pe tatăl meu îmbrăcat într-un costum militar. Tatăl meu a fost militar. Deci eu am trăit cu costume în casă, impecabile, de mic. Ori, sigur că, să spunem, nu șablonul meu sau reperul meu numărul 1 a fost tatăl meu. Un om îmbrăcat tot timpul la costum și foarte respectat pe stradă de oameni. Pentru că mergeam cu el, nu mă ducea la grădiniță, ulterior la școala mers singur, nu mai e ca acum, dar la grădiniță mă ducea și mama și tata, uneori el, și se oprea pe stradă de fiecare dată și saluta. Oamenii îi salutau. Deci am crescut cu chestia asta și mi-a rămas imprimată. Eu, chiar și când am început să cresc, m-am îmbrăcat tot timpul mult mai elegant. Și am fost și valorizat un pic mai tare, poate, știi? Da, da, da. Am fost plus în prima bancă și tot așa. Pentru că noi înainte eram în uniforme, dar uniforma mea era tot timpul super impecabilă, că mama fiind tot în domeniul ăsta al învățământului, a ținut foarte tare. Da. Și spuneam eu că bărbatul este cel care merge la luptă și aduce provizii, nu? Femeia e cea care ține educație. Așa este. Și poate că tot demersul ăsta m-a dus în direcția asta. Am terminat dreptul pentru că eu cred că mama, spuneam eu mai înainte, a vrut să facă facultatea de drept, a rămas însărcinată cu mine și poate că inerent mi-a transmis lucrul ăsta. Sigur, a fost o facultate în care am învățat mult, am învățat să vorbesc. Pentru că toate examenele mele erau oral. Trăgeam bilețe și povesteam. Deci m-a ajutat ulterior în a face relații ușoare cu oamenii. Nu mă speria când intru în o încăpere. Da? Și vorbesc, să-mi prezint punctul de vedere. Și încet, încet am ajuns la un lucru firesc, pentru că toți ceilalți din jurul meu mi-au cerut să-i îmbrac. Ți-e greu în relația aceasta cu oamenii, mai ales atunci când sunt poate unii dintre ei care îți cer poate un costum care nu li se potrivește? Ce faci? Te apuci de comanda aceea sau cum procedezi? Noi spunem în felul următor. La noi veniți cu ideile voastre, plecați cu ale noastre. Adică încerc să le spun ce li se potrivește, că până la urmă despre asta e vorba. Cu siguranță sunt și momente în care vrem să evadăm, nu mai putem, da? Suntem super solicitați. Vine un moment acuși, în 2-3 săptămâni, în care vor fi un prag foarte, foarte mare. Dar de fiecare dată soția mea, care este și ea, uite, în domeniul ăsta al învățământului, îmi spune, nu, totuși tu, deci, și spun, bă, nu mai pot, nu știu ce. Îmi spune, dar de ce te-ai apucat prima dată? Și atunci revin la origini, știi, să zic așa, și pentru că sunt pasionat de frumos, îmi place. Îmi place să văd oameni bine îmbrăcați, îmi place să... Și dacă îmi place chestia asta, trebuie să fac cu plăcere, știi? E bine că găsești sens de fiecare dată. Tot timpul, da. Găsim un pic, facem un pas în spate, punem un pic un punct și apoi reexplicăm oamenilor că poate așa e mai bine. Ce e la modă anul acesta pentru bărbați și cum facem să nu cădem pradă, să devenim niște instrumente ale modei, ci să ne păstrăm stilul? Păi
În primul rând, tot ce e fast fashion, e fast fashion. Adică e fast, asta înseamnă că astăzi e și mâine nu mai e. Sigur, tendința noastră e când trecem pe lângă vitrine, este să ne uităm și să spunem, asta se poartă. Se poartă ce s-a portat de totdeauna. Și am întrebarea asta foarte des. Ce se poartă? Se poartă decența. Se poartă eleganța. Se poartă clasicul. Clasicul, never die. Eu așteptam răspunsul acesta de la tine, pentru că oamenii sunt, cumva, nu știu de ce, mereu cu ideea aceasta, să fiu în trend cu moda. Și aud des și de la femei și de la bărbați, da, și nu degeaba ți-am adresat întrebarea pentru a primi răspunsul că întotdeauna să fim atenți ce să arătăm, eleganță, exact cum da, spui tu. Da, și să păstrăm o linie clasică, nu se demodează. Dacă o să ne uităm, uh-huh, o să vedem și în Franța, și în Italia, unde sunt capitale ale modei până la urmă, nu e Paris Fashion Week, Milano Fashion Week, New York Fashion Week, London Fashion Week, ok, și Londra. Deci inclusiv în toate orașele menționate, o să vedeți oameni îmbrăcați clasic, uh-huh, și cu eleganță, pentru că contează foarte mult croi și material. Pentru că materialul se mișcă într-un anumit fel când mergi pe stradă. Dacă e un material natural, se mișcă într-un anumit fel. Deci, de fapt, asta înseamnă eleganța. Da, e un material, trebuie să fie și materiale foarte bune. Și când vezi un om pe stradă, dintr-o mulțime îl remarci și îți dai seama, mă, ăla e un produs de calitate. Să-ți cumperi produse de calitate, se poartă calitatea. Croi calitativ, material calitativ și nu ai cum să greșești. Da, se poartă acum, într-adevăr, dacă vrei să fac o mică paranteză foarte, foarte mică și specifică, într-adevăr, croiul devine un pic așa prin anii 50-60, adică puțin mai lejer, se poartă oversize-ul ăsta, dar nu avantajează pe oricine. Vedem că dacă ne uităm pe o vitrină și vedem oversize și ne îmbrăcăm cu oversize și dacă ne aduce volum unde nu trebuie, mai bine nu punem, știți? Și atunci stick to the classic. Adică rămâi la classic și vei fi impecabil. Știu că tu aduci foarte mult în discuție și povestea aceasta despre pantofi. Da. Care și da, acela e destul de important. Foarte cum alegem, important. Cum aleg bărbații pantofii? Pentru că nu se pune foarte mult preț nici pe acest aspect. Se spune că un pantof poate să aducă un plus sau un minus. Ținutei. Un pantof de calitate costă. Dar l-ai foarte mult, foarte mult timp. Noi facem un pantof cu o calitate medie, să spunem. Noi avem un pantof cu o calitate medie, nu e un pantof de top. Trebuie să ne fim un pic atenți la buget, dar nu trebuie să-l cumperi de la noi neapărat. Avem o gamă foarte mică, doar ca să fie, doar de gust, să spun așa. Din punctul meu de vedere, un pantof de calitate în România îl fac cei de la Musette. E un pantof calitativ și poate știu și doamnele, poate doamnele noastre vă încălțați mai degrabă cu Musette. Mai degrabă doamnele, uite, nu știam despre... Și bărbații poate să acceseze acolo, dar într-adevăr e o ofertă foarte, foarte mică. Am văzut că vine din spate și Denis cu All Shoes. E o fabrică din Suceava, un producător din Suceava care cumpără toate tălpile din Italia, cumpără pielea din Italia și atunci au un produs și ei, un produs calitativ. Mai există și Il Paso, bineînțeles, că au un produs importat. Acum importă un produs foarte, foarte bun. Se numește Ducals. E o companie care face pantofi de prin 1977. Deci avem și în România să alegem un pantof bun. Un pantof bun, în schimb, trebuie să ne luăm în calcul un buget mai ridicat puțin. Pantoful se poartă în fiecare zi, în trebuie orice lăsasă context. Dacă ne uităm în jurul nostru, din 10 bărbați, 9 poartă sneakers. Și moda aceasta este și la femei, din ce am observat. E mult mai comod. Da. Spuneam eu că... așa cum îl știm noi astăzi, costumul evoluează.
Putem să punem un sneakers, un costum de ăsta pe care îl numim The New Office pentru că e flex, adică e cu elastan. Inclusiv eu am elastan astăzi. 1%. Doar 1%, pentru că e deja o țesătură de flanel. Flanel înseamnă că e o țesătură care respiră prin ea însă și e un natural stretch. S-a mai adăugat un 1% elastan. Așa că avem un 99% cu 1% lină cu elastan. La costumul ăsta, dacă eu îmi scot cravata, ras cămașa și pun un sneakers alb, o să arăt tot timpul foarte bine. Sau un sneakers bleu-marin cu talpă bleu-marin, pentru că temperatura de afară și vremea nu ne permite să ne îmbrăcăm cu un sneakers. Și atunci te duci mai mult spre casual, nu? Ne ducem spre casual și ne ducem într-un mediu puțin mai relaxat. Putem să fim și la birou, putem să ne întâlnim și cu prietenii după aceea la un pub. Deci da, se poartă sneakers la costum. Sunt de acord să se poartă sneakers. Sunt foarte multe firme de sneakers. Cea mai prestigioasă firmă de sneakers din lume se numește Santoni. Ei sunt inventatori de calapod. Fac calapod și vând la toată lumea. Așa, pe final de emisiune, că uite, timpul s-a scurs repede, 4 minuțele mai avem, dar aveam pregătită întrebarea asta și nu te las să pleci de aici din platou până când îmi răspunzi. Se spune că englezii sunt sobri, mai clasici, nu? Italienii sunt efervescenți și extravaganți. Ție îți place Italia și, și lucrezi cu cei de acolo. Francezii unde îi găsim? Mai pe la jumătate, așa, nu? Da. Ei, unde încadrăm bărbații români? Întrebare bună. Bărbații români sunt în toată România, de fapt. E mai degrabă în direcția Italiei. Da? Atât la mâncare, o să vedem că sunt foarte multe restaurante cu specific italian, inclusiv la noi în Iași. În țară foarte mult. E o bucătărie lejeră, e o bucătărie simplă, e o bucătărie gustoasă. Bărbatul român e mai apropiat de croiul italian. Și poate pentru că sorgintea noastră este cea latină. Și ne regăsim puțin mai mult în direcția cu Italia. Hainele sunt puțin mai strâmte. Sacole puțin mai strâmte. Cămășuța mai pe lângă cor. Deci, da, noi ne ridicăm sau ne ducem în direcția bărbatului italian. Mai avem puțină treabă. Da, încet, cu răbdare o ajungem acolo. E referitor la Anglia, spre deosebire de ceea ce credem noi. Că bărbații englezi se îmbracă monoton. Nu că avem impresia asta, nu. Să știți că cele mai deosebite culori pe care le-am văzut eu îmbrăcați oameni pe stradă au fost în Londra. Pentru că, de fapt, e un contrast cu vremea. Dacă e frig afară, e înnorat afară, au soarele pe ei. Da? Da, foarte interesant. Încearcă, nu? Franța este mai conservatoare. Franța e bleu maron. E bleu marin. La fel cu Germania. Da? Italia, pe culori, dar Anglia un pic și mai mult pe culori. Da. Bărbatul român vrea culori. Și eleganță, nu? Trebuie să alegem întotdeauna eleganța. Acolo se află, de fapt, stilul. Croi. Și aici ne referim la croi, da? Îți mulțumesc tare mult, Andrei, pentru faptul că, iată, ai venit aici la noi. Ai oferit foarte multe informații valoroase celor care ne urmăresc emisiunea. Te așteptăm cu altă ocazie să mai discutăm despre ceea ce înseamnă modă, ceea ce înseamnă un costum bine făcut. Dragilor, iată, ați urmărit și ediția de astăzi a emisiunii Oameni de Succes. Pe Andrei Florescu îl găsiți evident pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, și îl găsiți de fiecare dată, cred că, în buticul în tău. Magazin. Ești fiecare fizic client, acolo, nu? Fiecare client vorbește cu mine. Avem peste 1000 și ceva de clienți anual. Dacă înmulțiți dumneavoastră cu anii de experiență, de expertiză, o să vedem că ajungem la un oraș. Da, Doamne ajută la cât mai mulți. Mulțumim frumos!
Cu drag ne revedem și în ediția viitoare, tot aici pe la Polonia TV, joia de la ora 16. Pe curând!